Capul Anei era pe cale să explodeze. Ea nu se mai putea afla printre oameni, așa că a decis să părăsească cafeneaua în care s-a organizat masa de după înmormântare. Da, înțelegea că e soțul ei, dar nu putea face nimic. Trebuia să fie singură. A lăsat oaspeții pe umerii fiicei și a ginerelui, iar singură s-a grăbit să plece. Afară, fiica a ajuns-o din urmă pentru a întoarce telefonul înapoi, pe care a uitat că i-l-a lăsat nepoțelului, ca să-i distragă atenția la cimitir. Acasă, tot nu-și putea găsi locul. S-a dovedit că singură e și mai dificil. Pentru a nu se gândi la răposat, s-a băgat în telefon. Sigur a făcut vreo năzbâtie pe aici. Nepotul, ca și ceilalți copii, nu poate trăi fără jucăriile electronice. Are doar 4 ani, dar poate folosi smartphone-ul foarte bine. Părinții nu-i prea permit, iar mătușa e atât de generoasă. Voia să-l calmeze. Părinții moderni consideră că nu trebuie să-l certe ca să nu-i traumeze psihicul. Dar la psihicul văduvei nu se gândeau. Ei îi era cumva plăcut să-l privească pe micuț alergând vesel prin cimitir, fiindcă el nu înțelegea ce se întâmplă. Acum, Ana a verificat dacă nu i-a șters ceva din greșeală, dar în schimb a găsit o mulțime de poze noi. S-a dovedit că nepotul fotografia totul. Capul a început să doară și mai tare și aproape că a închis telefonul, dar o poză a făcut-o să se oprească. A atras atenția la o femeie din fotografie, lângă un mesteacăn, departe de toți. I-a atras atenția prin faptul că ținea în mână o găleată. Încercând să analizeze fotografiile ca să-și dea seama cine e femeia, a observat că ea ba apare, ba dispare. Iar copilul făcea poze mereu, adică între fotografii există o pauză de maxim câteva secunde. Ana totuși a luat o pastilă de cap și s-a uitat la poze încă o dată. Era straniu, că pe unele e prezentă, iar pe altele nu. Femeia de parcă se juca de-a vața ascunselea. Încă un lucru destul de ciudat erau hainele ei, pe care în ziua de azi lumea nu le mai poartă. I-ar fi atras atenție la ea dacă ar fi văzut-o atunci, dar nu ține minte s-o întâlnit. Totuși, a decis să o sune pe fiica ei. I-a trimis o poză și a întrebat-o dacă a văzut-o pe femeia din ea. Ea l-a întrebat chiar și pe nepoțel, dar el a zis că nici nu se uita la oameni, pur și simplu se juca cu telefonul. Ana a mai sunat și la alți doi cunoscuți și nici ei n-au confirmat că au văzut vreo femeie cu găleata. Nici aproape, nici sub mesteacăn. Prietena a sfătuit-o să ia niște calmante și să doarmă. Era deja ora 18:00. A decis să meargă la cimitir și să verifice mesteacănul. Era greu să stea singură și acuși rudele vor veni de la comemorare. Ea gândea destul de clar. Mulți ar fi reproșat cinismul, dar ea de fapt era realistă. Da, s-a întâmplat o nenorocire, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțe. Ea trebuie să trăiască pentru fata ei și viitorii nepoți. Ana a organizat înmormântarea singură. S-a ținut până în ultimul moment, dar nu mai putea. Aproape că nu-i ajungeau puteri. O să plângă și o să-i treacă, se gândea. Dar lacrimi nu-i mai rămăseseră. Privind încă o dată fotografia, a mers în hambar și a luat prima ce a nimerit sub mână. Era o lopată. De ce nu? S-a gândit Ana. Cine știe ce e sub acel mesteacăn sau pe lângă el? Soțul ei a fost înmormântat în cimitirul din sat, lângă tatăl și mama lui. Mihai parcă simțea că în curând va pleca în cealaltă lume. Cu puțin timp înainte, într-o discuție, a spus că vrea să fie înmormântat lângă părinți. Așa și să nu crezi, însemne. De ce ar porni vorba despre moarte un bărbat de 50 de ani? Se pare că subconștient cumva a simțit asta, deși era absolut sănătos. Ana a mers la cimitir și a găsit copacul din poză. Ea l-a examinat, dar nu a găsit nicio urmă ciudată. Pământul era plat și plin de iarbă. Văduva s-a mai uitat odată la poză. Ana nu putea să creadă. Cu câteva ore în urmă, în fotografie era o femeie stranie, care stătea fix în acel loc. Iar acum aici nici urmă de om. Ana s-a uitat la lopată. De ce nu? S-a gândit ea și a decis să sape pământul de sub mesteacăn. Și numai cum a înfipt-o în pământ, s-a lovit de ceva tare. Inima a început să-i bată cu putere. Ea s-a uitat la mormântul proaspăt al soțului, s-a gândit de câteva ori și a început să sape. Scuză-mă, Mihai, sper că nimeni nu o să vadă cu ce se ocupă soția ta. Sper că nimeni nu va suna la psihiatrie.
În curând, a înțeles că acolo era îngropată o găleată, pe la suprafață din fericire. Nici nu trebuia să ghicească, era fix găleata din poză. Dar acolo era nouă, însă asta e deja putrezită. Se vede că a zăcut aici de ani de zile. Femeia scotea pământul din ea și se uita prin jur, să n-o vadă nimeni. Găleata era goală, dacă nu luăm în calcul pământul din ea. Era rușinos să recunoască, dar s-a gândit că poate va găsi niște monede de aur. Ana s-a dezamăgit. Deja îi părea că spiritele rele îi joacă feste, dar a dat de o sticluță de medicamente, în care era o foiță. A deschis-o cu greu. Ana era confuză și nu înțelegea cum să scoată foaia de acolo. Apoi a oftat, mirată de prostia ei, și a spart sticluța cu o piatră. A desfăcut bilețelul și s-a făcut albă la față. Cu un scris stângaci era lăsat un mesaj. Mormântul trebuie dezgropat. Oxigen ajunge până la 21:36. Ana s-a uitat la ceas. 20:59. Și inima a început să-i nebunească. S-a uitat la mormântul soțului și a apucat lopata. În aceste 40 de minute a înțeles că femeile pot face orice și să dezgroape un mormânt. Atunci când lopata s-a atins de capacul sicriului, femeii nu-i venea să creadă că a reușit. Dar strigătele care veneau din pământ îi dădeau puteri. Mihai, ține-te! Nu respira! Adică respiră, dar nu tare! A început să bată cu lopata capacul până când nu a făcut o gaură, dar nu mai auzea niciun strigăt. Mihai, respiră! Plângea femeia, dar din sicriu se auzea doar liniște. Ana s-a uitat la ceas. 21:31. Încă 5 minute. Soțul ei ar trebui să fie în viață. Mihai, încă nu e timpul! Striga ea și cu mâna încerca să îndepărteze scândurile. Mai avem 5 minute, am reușit! Se convingea ea, dar nu mai avea puteri. A reușit să bage doar mâna în sicriu și să atingă corpul soțului. Era cald! Ce proastă e! De ce nu a observat asta înainte, când își lua rămas bun de la el? Cum a putut să se întâmple așa ceva? Dintr-o dată, el a apucat-o de mână. Femeia a strigat, iar apoi a căzut peste sicriu și a început să plângă. Ana! Tușind, îi vorbea Mihai. Mereu am zis că tu m-ai scos din sărite, dar niciodată nu m-am gândit că mă vei scoate din mormânt. Și-a râs, necându-se cu aer. Prostule! Și râs și plâns. Dacă mă vei enerva, te voi lăsa acolo. Da, da, și mă vei îngropa din nou? Nu te cred. Tu nici cartofi nu sădești ca să nu ai treabă cu pământul. Ana desigur că glumea. Nu are cum să lase pe soțul iubit. A chemat poliția. Și cât o așteptau, soții au scos capacul sicriului și Mihai a ieșit de acolo. Se mira cum de și-a dat seama să-l dezgroape. Se gândea că ăla era sfârșitul lui. Acasă, soția i-a arătat pozele din telefon și el a recunoscut-o pe femeie. Era mama lui care a murit de mult. Mihai nu credea în chestii supranaturale. Considera că sunt niște prostii fictive. Dar aici, minunea era documentată prin ajutorul pozelor. Mai târziu și-a amintit că mama lui, în ultimii ani de viață, suferea de boli mentale. În acea perioadă, lui și tatălui le venea foarte greu. Ea părea că s-a conectat la o realitate paralelă. Asta s-a întâmplat după accidentul vascular cerebral. Abia au salvat-o atunci, dar în starea anterioară, așa și nu s-a mai întors. Așa și a trăit până la sfârșitul vieții, în lumea sa. Mai ceva ca un copil. Făcea niște chestii de care nici până acum nu vrea să-și amintească, dar îi părea rău pentru mama lui. Era un om foarte bun. Își amintește foarte bine ziua în care a decedat. Ei aveau o gospodărie și tatăl voia să dea apă găinilor, dar a observat că găleata a dispărut. Căutându-o, și-a dat seama că și soția a dispărut. Au înțeles atunci că mama a fugit de acasă cu găleata. Peste tot au căutat-o, ajungând până la cimitir. Ea zăcea acolo, lângă un mormânt, și plângea. Toată murdară, de parcă a scotocit în pământ. Era clar ce făcea acolo. Ea nu mai recunoștea rudele și în acea zi nu era deloc în apele sale. Cu greu au luat-o acasă. Se opunea, spunea lucruri stranii că trebuie să-și salveze fiul. Dar acum, azi, Mihai a înțeles unde a dispărut găleata. Ea avea multe medicamente. Se pare că special a pus bilețelul într-una din sticluțe și a pus-o în găleată pentru a fi mai ușor de găsit. Era inconștientă pentru oameni atunci, dar de fapt ea a prevăzut totul. A văzut ceva în acea perioadă. Poate s-au deschis niște porți în trecut sau poate nu există nici trecut, nici viitor. Poate nici nebunii nu sunt nebuni și trăiesc doar într-o realitate pe care noi nu o putem vedea. Mama lui Mihai a murit cu 20 de ani în urmă,
dar totuși a reușit să-i salveze viața fiului său. Cum s-a întâmplat asta, rămâne a fi un secret. Istoria lui Mihai însă a fost banală. Banii mari îi fac pe oameni să meargă la crime. El avea o firmă de avocatură. Afacerea îi mergea bine, prețurile erau mari, dar și serviciile la nivel înalt. Toate cazurile mari veneau la el. Unul dintre avocați a plecat de la ei și și-a deschis propria companie. Nimic straniu, toți vor să se dezvolte, dar acest tovarăș a furat aproape toată strategia companiei lui Mihai, chiar și logo-ul. Mulți clienți din neștiință au apelat acolo, astfel a ademenit o mare parte din ei. Mihai însă n-a stat pe loc și a început împotriva lui un război informațional. Concurentul însă nu își prea făcea griji de reputația companiei lui. Deseori clienții rămâneau nemulțumiți. Astfel, treburile au început să se înrăutățească. Într-o zi, acesta l-a chemat pe Mihai pentru o conversație de afaceri. I-a spus că ar fi bine să uite toate nemulțumirile, să-și renoveze compania, dar să se specializeze doar pe cazurile legate de familie. I-a propus să unească cele două afaceri ca să împartă obligațiile. Ei se vor ocupa de familii, iar Mihai de restul. Mihai n-a bănuit nimic, s-a gândit că i s-a trezit conștiința. Era într-un restaurant și discutau toate detaliile cooperării și lui Mihai a stat rău. S-a trezit în sicriu. Era clar că avocatul nu voia să colaboreze, ci doar să elimine concurentul. Apoi ar fi luat toți angajații din compania lui și afacerea lui Mihai avea să se ducă pe apa sâmbetei, că soția nu pricepea nimic în asta. Când a pierdut cunoștința în restaurant, a fost chemată o ambulanță. Apoi, concurentul și-a folosit legăturile. A achitat la spital, la morgă, iar peste câteva zile văduva și înmormânta soțul. Nici nu s-a gândit că cel care s-a oferit să o ajute cu înmormântare de fapt e cel care a vrut să-l ucide pe soțul ei. Dar organismul lui Mihai era puternic, nu împliniseră nici 50 de ani. A căzut doar în comă, nu a murit. Concurentul, din cauza lăcomiei, a pierdut însă totul. Dar viața ne arată că oricât n-ai lua și oricât n-ai avea, într-un moment dat trebuie să le lași și să răspunzi pentru toate pe acea lume. Mihai consideră că nu se sfârșește totul cu moartea. Există altă lume despre care noi nu știm, dar se pare că e legată de noi cu niște fire invizibile. Prieteni, scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod și nu uitați să ne lăsați un like și să apăsați pe butonul de subscribe.